Bună seara, bună seara, dragii mei! Iată-mă cu un nou rezumat. Tocmai am avut o intervenție live pe Facebook și întotdeauna las și aici un mini, să zic așa, un rezumat al discuției purtate acolo. Acolo stau undeva la 40 de minute, 50, poate chiar o oră. Acum nu știu exact cât am stat, dar undeva în timpul ăsta. Am vorbit despre mai multe lucruri, am recitat și vreo două poezii, dar ce a ieșit la suprafață, da? Vorbeam despre relații și despre faptul că noi evoluăm și ca să evoluăm, cumva trebuie să dăm drumul acelor oameni, obiceiuri, acțiuni, da? Care nu ne mai împlinesc. Și spuneam că poate lucrurile stau mai ușor atunci când ai de-a face cu cunoștințe mai îndepărtate, dar când e vorba de familia ta, să zic, mamă, copil, frate, soră, tată și prietenii tăi, unu, doi, ei, cei mai apropiați, acolo se dă, să zic, acolo e karma cea mai mare, acolo este miezul, lecțiile tale cele mai mari de învățat, cu oamenii ăștia sunt. Adică nu te aștepta să ai lecții mai importante de învățat cu oamenii așa care trec, vin și pleacă. Ai și de acolo. Orice om cu care te întâlnești are ceva să te învețe. E oglinda ta pe un anumit aspect. Dar cei care sunt, cu care trăiești în casă și cu care ai conexiunea cea mai, să zic, strânsă, acolo ți se arată artileria grea, ca să zic așa. Și la un moment dat ajungem să ne apăsăm butoane unii altora și ajungem să, zic așa, să atingem corzi sensibile și să trebuiască să ne separăm drumurile, ceea ce nu este neapărat un lucru rău, da? Chiar dacă, să zicem, relația cu anumită persoană se separă și tu simți că o iubești din suflet, dar nu-ți mai face bine în acel moment în viața ta, tu vezi liniștit de evoluția ta. Dacă acel om trebuie să fie în viața ta, vă veți reîntâlni pe un alt nivel de conștiință, dintr-o altă energie. Dacă el este menit să rămână pe drumul tău, da, până la final, va rămâne. Dacă nu, nu te încăpățâna să ții un om în viața ta doar pentru că aveți multe amintiri, doar pentru că este rudă de sânge, doar pentru că, eu știu, te-a ajutat foarte mult în viața asta și tu te simți dator, doar pentru că sunteți prieteni de ani de zile și... Viața este despre evoluție și despre a te găsi pe tine. Tu o să-ți dai seama, o să te vezi pe tine cel vechi în cei cu care interacționezi și s-ar putea să vezi la un moment dat că ceilalți îți oglindesc o versiune cu care tu nu mai rezonezi. Să vezi în ceilalți ceva ce tu ai fost și acum nu mai ești. Și nu e nicio problemă. Tu nu mai vrei să fii ăla pentru că tu deja te vezi crescând la nivelul următor. Și nu trebuie să-și ceri scuze sau să-și ceri voie, să ceri voie să evoluezi. Nu trebuie să ceri voie nimănui. Cine va evolua, va evolua odată cu tine și așa cum am spus, vă separați, vă reîntâlniți. Cine nu, înseamnă că până aici a fost drumul cu tine și mai departe îți vezi singur el de drum. Și nu te gândi că rămâi singur pentru că îți vor apărea alte oglinzi. Pe fiecare nivel de conștiință tu o să ai alte și alte oglinzi. Din păcate, noi oamenii creăm atașamente față de oamenii pe care știm de mult timp, față de oamenii cu care am petrecut perioade sau întâmplări foarte, să zic, sufletești acolo, care au fost foarte importante pentru noi și tindem să-i ținem pe lângă noi pe cei cu care am trecut prin multe. Am trecut prin multe pentru că am trecut. Atunci, la trecut, aia era viața și prin alea trebuia să trecem, dar noi evoluăm, noi nu stăm pe loc. Și poate că rolul lor în viața noastră și drumul lor împreună cu noi a fost atunci, pentru atunci. Și acum tu evoluezi și poate că ei nu evoluează la același pas sau poate că ei nu sunt meniți să evolueze sau nu-și doresc asta sau nu și-au semnat să facă asta. Și atunci
Tu nu trebuie să stai să aștepți după nimeni. Tu nu trebuie să stai să convingi pe nimeni. Tu nu trebuie să stai să, eu știu, îți diminuezi lumina și să te chircești doar ca să mai încapi într-o cutiuță în care, din care făceai, în care stăteai în urmă, cu ceva timp în urmă, da? Deci, trebuie să accepti că evoluția își cere moartea vechiului tu. Nu ai cum să te transformi în cel care vrei să fii, cât timp îl car după tine pe cel care ai fost. Iar această schimbare, evoluție, este ca o moarte și trebuie să moară ce? Obiceiurile tale, locurile prin care mergeai, felul în care vorbeai, felul în care te îmbrăcai. Ca să devii cel care îți dorești să devii, trebuie să-i dai drumul celui care ai fost. Nu se poate altfel, din păcate. N-ai cum altfel. Și da, e dureros. Și da, trebuie să dai drumul acestor lucruri din trecut, acestor obiceiuri mai vechi, acestor cercuri de prieteni. N-ai încotro. Tu alegi să evoluezi. Dacă vrei să evoluezi, asta ai de făcut. Și am vorbit despre acest subiect și despre cumva... Când ești pe drumul ăsta de cunoaștere de sine și începi să-ți schimbi viața și începi să-ți schimbi stilul de viață, începi să ai niște obiceiuri noi și să meditezi dimineața, să te rogi sau să faci yoga sau să dansezi și începi să mănânci mai târziu și poate orele tale de masă nu mai sunt la fel ca cele cu care erai obișnuit sau acele ore pe care ceilalți în casă, în familie, în cercul de prieteni le respectă. Și atunci vorbeam despre faptul că noi trebuie să înțelegem că fiecare om are drumul lui pe aici și fiecare om trebuie să facă lucrurile așa cum simte el. Și dacă ești cel care se transformă și ceilalți nu te înțeleg și râd de tine că tu meditezi, că tu faci yoga, că tu mănânci vegan și nu te înțeleg, nu ai nevoie de acei oameni în viața ta. Tu trebuie să te urmezi pe tine. Lasă-i să lălăie și vezi-ți de drumul tău. Și dacă se poate, taie contactul cât mai rar cu aceste persoane care nu văd ce faci tu pentru că nu au cum să vadă, pentru că acesta este drumul tău și nu al lor. Dacă ești un om care, să zic, este bășcălios și râde de cei care au un astfel de stil de viață, gândește-te încă o dată cu ce îl ajută pe celălalt să fie el însuși, unde este, cum îți demonstrezi tu iubirea față de un om care vrea să-și schimbe obiceiurile. Simplul fapt că tu vrei să rămâi acolo unde ești și vrei să mănânci în felul în care ai fost obișnuit și vrei să faci lucrurile cum le făceai și celălalt nu mai vrea să le facă așa, nu-ți dă ție dreptul să-l tragi la răspundere sau să râzi de el. Îți iei tot tu karmă, îți iei tot tu pedeapsă sau greutate pe umeri dacă încerci să ții un om din drumul lui. Și dădeam un exemplu că am fost la un restaurant nepalez aici în zona unde locuiesc și în prima zi când am ajuns acolo aveau pe masă niște borcane, niște chestii foarte ciudate așa de la ei de acolo cu ceva băutură în interior. Și eu, cum sunt curioasă, am zis: ce beți acolo? Aș vrea să gust și eu. Și ea mi-a zis că este o băutură așa cu drojdie, cu ceva ca niște semințe, mi-a arătat niște bobițe ca un mac, așa, în fine. Și mi-a pus și mie într-un păhărel puțin. Și tot stând la masă după ce am comandat, m-am intrat în vorbă cu patroana de acolo și i-am zis la un moment dat că eu practic yoga și că sunt vegană și că nu beau alcool de ani de zile și... Dintr-o dată am văzut așa cum s-a schimbat la față și zice: vai, îmi cer scuze, zice, pentru noi yoginii și oamenii așa care sunt pe drumul ăsta sunt ca niște sfinți și noi trebuie să-i protejăm și să-i respectăm și băutura asta, zice, este cumva considerată băutură alcoolică la noi și îmi pare rău că ți-am dat și că nu te-am întrebat înainte că... Și am zis, stai liniștită, că n-ai știut și nici eu n-am știut și atunci am apucat să beau o guriță, dar... Nu e nicio problemă, dar mi-a plăcut pioșenia ei, mi-a plăcut respectul ei, mi-a plăcut faptul că ei au așa ceva în cultura lor. Când văd un om că a plecat pe drumul lui, e credincios, e respectă un anumit ritual, program, îl lasă în pace pe drumul lui și dacă nu pot să-l ajute cu nimic, măcar nu îl deranjează, nu? Scrie și în Biblie, dacă un om ține post
și ți-a venit la masă și îți spune că el nu mănâncă, tu nu începi să îl manipulezi, să îl convingi, hai mă mănâncă și tu, cum mi se întâmpla, să zic mie, în trecut. Când spuneam că nu vreau să mănânc, erau anumite persoane care îmi spuneau, cum frate să nu mănânci, dar ce e asta, da, tu nu mănânci de-aia, tu nu mănânci de-aia. Pa, nu mănânc de-aia și de-aia, de ce trebuie să te deranjeze? Sunt aici cu prezența mea, dar nu trebuie să fac ceea ce tu, sau ceea ce făceam înainte, dacă eu m-am transformat, m-am schimbat. Tu din iubire pentru mine mi-accepți transformarea, dacă nu, n-are rost să mai fim pe același drum, nu? Cum eu te accept pe tine că tu în continuare mănânci cum mâncai, acceptă-mă și tu pe mine și respectă-mă că eu nu mai mănânc cum mâncam. Înțelegeți? E un respect reciproc aici, să-i dai voie celuilalt să facă ce vrea el, să mănânce cum vrea el, să se comporte cum vrea el, atâta timp cât nu îți deranjează ție spațiu și nu se interpune cu nimic din viața ta. El își are ritualul lui. De ce te deranjează pe tine că un om se transformă? Asta caută tu în tine să afli. De ce te irită că, nu știu, cine a început să practice yoga, să mănânce vegan sau să, nu știu, danseze sau să... Pentru că sunt cazuri de genul ăsta și aud oameni care spun, băi, nu pot să fiu eu pentru că familia mea nu mă înțelege, pentru că râd de mine, pentru că încearcă să mă convingă, încearcă să mă tragă înapoi. Și spuneam în live-ul ăsta și uite, nu vreau să-l fac atât de lung, dar am trecut deja de 11 minute. Sunt oameni care încearcă să te, nu știu, convingă de ceva și ei nici măcar nu au experimentat. Spuneam, dădeam exemplu, că sunt oameni care n-au ținut post odată o zi măcar. Și când tu le spui că ai ținut post sau că ești în post negru, încep să vină cu tot felul de bălării pe care le-au citit prin cărți sau nici măcar le-au auzit pe la părinți sau e pur și simplu părerea lor așa adunată de pe undeva, că vai, că proteină, că trebuie, că vitamine, că... Mă, dar tu ai ținut post vreo zi? Nu. Păi și atunci cum poți tu să-mi spui mie, dacă eu 21 de zile n-am mâncat nimica și sunt încă întreagă și știu foarte bine, îmi cunosc corpul și știu ce fac eu cu mine, cum îți permiți tu să vii să-mi spui mie, tu care n-ai ținut o zi de post, să-i spui unuia care a ținut 21 de zile, să-i spui tu că moare dacă nu mănâncă? Mi s-a întâmplat mie. Mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu oameni care, vai de capul meu, dar nu este bine ce faci. Nu este bine, Georgiana, este o mare nenorocire. Ia, ce se întâmplă? Poți să mori? Păi bă, am stat 21 de zile, n-am murit. Cum facem? Tu ai ținut vreodată post? Nu, dar eu nu aș face așa ceva. Păi eu am făcut și n-am murit. Deci sunt bine? Deci dăm voie să vorbesc pe propria experiență. Dăm voie să fiu asta care sunt. Și tu, înainte să încerci să mă oprești de la drumul meu, înainte să vii tu să-mi dai sfatul tău, da? Oricine ai fi, dacă faci asta, bă, întâi du-te, documentează-te, experimentează pe pielea ta și abia atunci îți dai cu părerea. Dacă ți-o cere cineva părerea, dacă nu, lasă-mă pe fiecare om să facă ce vrea și să fie pe drumul lui. Că s-ar putea peste 5-6 ani să-ți dai seama că e același drum și pentru tine și că uite de ce a apărut omul ăla în viața ta. Să-ți aprindă un beculeț, să-ți arate un drum pe care tu urmează să-l parcurgi. Poate diferit, dar similar. În fine, cred că ați prins ideea, cam despre asta a fost vorba în live. Nu plec până nu vă reamintesc că felul în care mă puteți susține este să cumpărați cărțile mele, pe care le-am scris cu toată iubirea mea și cu intenția clară de a vindeca sufletele oamenilor, de a ajunge acolo în sufletelul vostru cu mesajul, de a vă reaminti cine sunteți voi și e suficient să deschizi cartea la întâmplare și e pentru tine acolo un mesaj. Mulțumesc tuturor celor care mă susțin așa. Dacă vrei să cumperi cărțile mele, scrie-mi pe adresa georgianadanila11@gmail.com. Scrie-mi direct unde vrei să-ți trimit cărțile ca să știu ce detalii să-ți trimit, dacă le vrei în străinătate sau în țară. Mulțumesc încă o dată. Sper să vă fie cu folos aceste intervenții. Sper să ajungă mesajul acolo unde era nevoie de el și să ne vedem cu bine la un nou rezumat. Pa, pa!